Vă salut, Andrei Sava aici, bine v-am regăsit la un nou episod pe VSB TV Pescuit. Astăzi revin cu un nou tutorial în întâmpinarea voastră, în special în întâmpinarea pescarilor de jig, de șalău, de biban, poate chiar de știucă, în care voi discuta puțin despre montura ceburașca, cum se realizează aceasta, ce înseamnă ceburașca, în câte feluri se poate realiza, de ce este mai eficientă în unele situații și alte chestiuni legate de această montură. Bun, haideți să vă vorbesc ceva despre montura ceburașca. Eu aici am pregătit doar năluși de șalău, nu mai scot și năluși de biban. E mai ușor să vă ilustrez ce se întâmplă decât cu năluși de biban care sunt mult mai mici. Deci, în primul rând, montura ceburașca este plumbul clasic de ceburașca. După cum vedeți, această piesă metalică, această sârmă vine scoasă din plumb, în așa fel încât să montăm năluca cu diversele cârlige. Și aici este o montură cu cârlig simplu. După cum vedeți, am montat năluca deja pe cârlig. Tot timpul inserați în plumb. După cum vedeți, plumbul are două orificii, unul într-o parte, unul în cealaltă. 90% din cazuri sunt egale ca dimensiune. Tot timpul sunt excentric poziționate acele orificii, tocmai pentru a ține năluca asemeni unui jig în evoluție, adică să stea în picioare, adică așa, să stea vertical. Introduceți ochetul, partea subțire, și întotdeauna o inserați în așa fel încât burta aceasta, care este făcută pe sârmă, să fie întotdeauna orientată în sus și burta plumbului să fie în jos. O să vă ilustrez pe un plumb mai mare, aici se vede cel mai bine această discrepanță. Cred că se înțelege de ce, în așa fel încât în evoluția nălucii, tot timpul năluca să rămână în această poziție, în apă, pentru a evolua, cum le place să spună unora, corect. Bun, deci odată avem montura cu cârlig simplu. După cum vedeți, oferă un grad mult mai mare de mișcare nălucii, ceea ce poate imprima o acțiune, o evoluție mult mai naturală. Mai ales pe cădere, când năluca se poate mișca mult mai natural, nu este limitată de corpul jigului pe care ar fi montată dacă am pescuit eu cu cârlig de jig. Montura offset, deci o găsim în toate versiunile posibile și imposibile. Montura de offset. O să vă arăt și ce cârlige folosesc. După cum ați văzut, montura cu cârlig ascuns. Aici prefer cârligele HD X Long Wide Gap de la VMC. Sunt niște cârlige care au apărut anul trecut, de atunci practic sunt preferatele mele. Tocmai pentru că au tija aceasta lungă. Și ce trebuie să urmăriți la un cârlig pentru montura ceburașca? Întotdeauna ochetul. Sper că se vede. Ochetul să fie perpendicular pe curbura cârligului. Pentru că altfel, dacă ochetul este pe aceeași direcție cu curbura cârligului, există și astfel de cârlige de offset, atunci năluca ar sta practic într-o parte pe plumb, neavând evoluția dorită. Deci acestea sunt cârligele offset pe care le prefer eu. Sunt niște cârlige foarte rezistente, foarte ascuțite. Astfel, putând da cu cârlig ascuns, practic, în orice conjunctură ne putem imagina, inclusiv de la gramaje de la 1-2 grame până la poate chiar 60 de grame, existând plumb de ceburașca chiar și de 60-70 de grame. Și dacă vreți o montură mai sigură, cu o rată mai mare de
capturare. Bineînțeles, nu vă recomand să o folosiți în locuri cu foarte multe agățături. Este montura cu cârlig dublu. După cum vedeți, cârligul zici că este turnat în nălucă. Am să dau, chiar acum, dacă urmăriți, am să dau linkul către această montură, pentru că am realizat o filmare în trecut despre cum se realizează această montură. Această montură este indicat să o folosiți în zone fără agățătură. Cred că este destul de evident de ce. Și este foarte bună, în special în pescuitul bibanului, pot să zic că este cea mai utilă, unde poți să prinzi foarte mulți pești. Nu că la șalun ai putea să prinzi foarte mulți pești, doar că la biban incidența partidelor cu mai mulți pești este mult mai mare decât la șalău. Astfel, dacă ați pescuit cu cârlig simplu, în primul rând rata capturilor poate fi mai mică, iar în al doilea rând, după 2-3 pești, începe să se tragă năluca de pe cârlig, începe să se uzeze interiorul nălucii și năluca iese mult mai ușor de pe cârlig. Lucru care cu un cârlig dublu, montat așa cum vă puteți uita în filmarea din linkul ilustrat mai înainte, o să pun linkul și în descriere, practic această nălucă nu mai iese de aici. Deci năluca aceasta este sudată pe cârlig. Doar dacă rămâneți fără coadă, atunci trebuie să montați o nălucă nouă, după cum se vede și aici. O altă particularitate a acestei monturi, pe care am uitat să vi-o spun, este nu legați niciodată linia direct de ochetul plumbului. Am să vă și arăt de ce. Voi face un nod aici rapid. Pentru că plumbul acesta poate să se miște pe tija aceasta de plumb, în special când trageți din agățături, poate aveți un pește. Eu aici folosesc un fir destul de gros, adică un 0,37, un fluorocarbon de la sufix. Iar dacă trag mai tare, după cum o să vedeți, plumbul se poate mișca, nu este cazul plumbului acesta și se poate uza în locul acesta, în special dacă folosiți un fir mai subțire. Nu voi reuși să rup acum, acest fir, este destul de greu să vă ilustrez ca să vedeți. Dar cel mai recomandat să folosiți această montură dacă nu vreți să rămâneți fără năluci, fără pești, să ratați peștii, este să o folosiți cu agrafă. În cazul acesta folosesc o agrafă supradimensionată, tocmai pentru a putea ilustra cât mai bine acest lucru. Agrafa fiind din metal, indiferent cât se mișcă plumbul pe tija sârmei, nu se va uza niciodată firul aici, pentru că firul este prins de agrafă. Deci agrafa nu se va uza niciodată în așa fel încât să iasă vreodată năluca de pe sârmă. Deci, montura poate fi folosită cam în toate locurile unde este folosit jigul clasic. Bineînțeles, dacă aveți zone cu agățături, montura offset. Iar dacă găsiți aceste cârlige duble sunt cârligele 9908 de la VMC. Acestea sunt cele mai mari, adică care se găsesc și mări mai mari. Sau variante care se găsesc, dar cred că numai până într-un 1x0, 8918. Acum trebuie să urmăriți să vedeți care variantă vă convine cel mai mult. Mie cel mai mult îmi plac 9908, chiar dacă au tija mai scurtă, au deschiderea destul de mare și se găsesc în mărimi chiar și de 4 și de 5x0, făcându-le mult mai potrivite pentru șalău. În ceea ce privește cârligele simple, există variante atât de biban cât și de șalău de la VMC. Nu sunt cele mai groase, dar dacă doriți niște cârlige mai groase, simple, eu vă recomand pentru pești serioși și năluși mai mari eventual, vă recomand să căutați cârlige destinate construcției de spinnerbait-uri. Nu cred că le veți găsi la noi în comerț.
Cred că le veți găsi doar dacă le comandați de afară. După cum vedeți, au o sârmă mult mai țapănă. Adică asta nu se desface niciodată. Bine, asta este un cârlig 5x0. Dar este mult mai potrivit un astfel de cârlig simplu pentru o nălucă de 12 cm. Și cu siguranță nu se va desface în drill, nici în agățătură, din păcate. Recomandat este să aibă ochetul dimensiunea suficient de mare, în așa fel încât să se poată mișca liber pe sârma de la ceburașcă. Montura pe cârlig simplu se poate face în două feluri. Fie îl inserați exact ca un cârlig de jig, adică măsurați aici. Dacă sunteți mai începător, puteți să ciupiți năluca în așa fel încât să știți unde să scoateți cârligul. Îl inserați prin botul nălucii. Câteodată poate fi mai dificil dacă este un cârlig cu tijă mai lungă. Și am montat cârligul. A doua variantă este, haideți să ilustrez pe o altă nălucă. A doua variantă este, măsurați, vedeți cam de unde ar trebui să intre și puteți să inserați chiar prin spatele nălucii, începând invers. Așa cum se vede. Dacă într-adevăr nu aveți cârlige duble, începe să iasă năluca tot mai des de pe tijă în momentul în care înțepați. Puteți pune o picătură de super glue pe tija cârligului, împingeți năluca în față, o lăsați să stea vreo 2 minute, după care se sudează la loc. Aceasta nu este infailibilă, adică după un pește, 2 din nou începe să iasă de pe tijă. Repetați procedura până când pierdeți năluca, bineînțeles. Cam asta a fost despre montura ceburașca. Sper să vă fie de folos și această filmare tip tutorial din atelier. Și dacă vi-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, apăsați butonul clopoțelul după ce dați subscribe pentru a fi ținut la zi cu toate noutățile acestui canal. Fire întinse și să ne auzim cu bine. Andrei Sava aici, până data viitoare. Aia trebuie să știi să faci, știi? Da. La ce trebuie să iei? Pește. E ce trebuie. Da. Nu știu dacă e agățat de gură. Aici, de pe structură. Bibonoiul Andrei, nou. Bibani, da. Uai de capul meu. În primul biban record personal. Felicită, ce să zic. Super. Mamă, dacă e porcul. Extraordinar. Nu, cât are ăsta? Cântarul, nu știu dacă l-am la mine. Nu-i bai. Atâta bai să fie. Cât e porcul. Pizza time. Nu s-a pus pe ea, să știi că nu a dat. Direct a plecat. Mă mai trebuie să prindem o 5 din astea. Mai conving. Ba uite, acum am vrut să zic, mai conving unul de pe direcția aia. Și tot mare. Acum a schimbat culoarea. Tec. Tot aproape de capăt de lansă o dată, tot fa apa adâncă. Am scărit-o de la molinet. Bine sus. Să fiți... Încă un pirat. Asta e mai borțos un pic, așa trebuia să fie. Asta, lasă-mă rică. Mi-am zis că e rândul tău să prinzi. Eu s-ar să fiu casă. Vai de capul meu, ce frumos. Exact când am vrut să zic treaba cu dacă nu mai dă unul. S-a și nimerit. Pescuiesc cu plumb de 12 grame pe montură ceburasca cu cârlig dublu. Uite iar odată. Uite că nu o lasă, până la urmă o luat-o. Pare mai măricel. A dat și a luat-o. Țin minte traiectul, să-mi iau
reperul de pe mal. Pac! Uite. Oare de ce stau aici? Hai să vedem ce are gurgitat. A regurgitat niște albitură, deci clar de aia stau aici. Pe același hipnogrup de 5 cm. Uite-l, ăsta e fain. Sper să nu-l scap. După cum auziți, mulineta asta are și frână crâitoare, asemeni mulinetelor de spinning. Vreau să iau minciogul. Trebuie să te ridici. Asta-i tati. În sfârșit un biban ca lumea. Așa cum știu eu câți bibanii de alești. Adevărat de alești. Ăștia-s bibanii despre care vă vorbeam. Foarte frumos. Vă arăt imediat și la ce l-am prins. V-am arătat mai devreme cum se montează dublele pentru montura ceburasca pe nălucile acestea de biban, lucru care se poate aplica și la șalău. Montat pe un plumb de 16 grame în cazul acesta. Aceasta este nuca cu care am prins cel mai bine astăzi. Se pare că le place ceva la alb SIDEF, chestii de genul acesta. Hipnogrup de 5 cm. Ceburasca, cârlige duble, ca să fim siguri că se agață foarte bine. Să-mi bag piciorul. Asta e mai fain. Deci așa o da să-mi bag piciorul. În sfârșit, frate. Mamă, ce mi-a dat ăsta sub barca, era să scap bățul. În sfârșit. Da, da. Da. Pe de-aia era să scap bățul. Uite. Tot aici. Mă. Dă-mi voi să-l poziționez direct acolo, ți-l pun. Nu cred. Dar e mai frumos ca el alt. Wait, că ăsta ridic direct în barcă.